Hainele cele noi ale împăratului De Hans Christian Andersen Era pe vremuri un împărat, căruia așa de mult îi plăcea să fie bine îmbrăcat și să aibă mereu haine noi, încât își dădea toți banii numai pe îmbrăcăminte. Nu se îngrija deloc de o la teatru nu se ducea și nu-i plăcea să se plimbe prin pădure decât doar ca să-și arate hainele cele noi. Avea un rând de straie pentru fiecare ceas al zilei și așa cum se spune despre un rege că se sfătuiește cu miniștrii, despre el mereu se spunea că se îmbracă, asta fiind îndeletnicirea lui de fiecare clipă. Orașul era plin de viață, veneau o mulțime de străini și odată au venit și doi pehlivani care se dădeau drept țesători și spuneau că știu să facă o stofă frumoasă cum nu se află alta? Nu numai că desenele și culorile erau frumoase, dar ei ziceau că hainele făcute din această stofă aveau și o însușire minunată, și anume că toți cei care nu erau potriviți pentru slujba pe care o îndeplineau și toți cei care erau proști, de dădeau în grobi, nu puteau să le vadă. Strașnice haine, s-a gândit împăratul. Dacă mi-aș face niște haine de acestea, aș putea să aflu care din slujba și împărăției nu sunt buni pentru slujbele pe care le au, și aș putea să știu care dintre supușii mei sunt proști și care sunt deștepți, numai decât trebuie să-mi fac asemenea haine. Și a dat pe hlivanilor o mulțime de parale ca să înceapă să lucreze. Cei doi șoltici au înșghebat două războaie de țesut, s-au așezat și s-au prefăcut cățes, dar nu țeseau nimic. Cereau mătasea cea mai subțire și fire din aurul cel mai bun, dar băgau mătasea și aurul în buzunar și lucrau la stativele goale, până noaptea târziu. Oare unde o fi ajuns cu lucrul? S-a gândit împăratul după ce a trecut o bună bucată de vreme. Dar era Cam cu inima strânsă, când se gândea că toți cei care sprijini sau nu pricepuți în slujbă nu pot vedea stofa. În ceea ce îl privea pe el, n-avea nicio teamă. Totuși, voia mai întâi să trimită pe altul să vadă cum stau lucrurile. Toți în oraș aflaseră că putere ciudată are stofa, și fiecare era curios să știe cât de nepotrivit în slujbă sau cât de prost e vecinul am să-l trimit pe sfetnicul meu cel bătrân. E om cinstit și de încredere. El poate mai bine decât oricine să judece stofa, fiindcă e înțelept și nimeni nu-și îndeplinește slujba mai bine decât el. Sfetnicul cel bătrân s-a dus în odaia unde cei doi pehlivani lucrau la războaiele goale. Doamne, ferește, ce-o mai fi și asta, s-a gândit sfetnicul, și a deschis ochii mari. Nu văd nimic, dar n-a spus că nu vede. Pehlivanii l-au rugat să vină mai aproape și l-au întrebat dacă îi place culoarea și desenul stofei, și tot îi arătau stativele, care însă erau goale. Bietul sfetnic, holba ochii, dar de văzut nu vedea nimic, fiindcă nici nu era nimic de văzut. Oi fi prost, se gândi el. N-aș fi crezut. Oricum, asta nu trebuie să o afle nimeni. Noi fi bun pentru slujba pe care o fac? Nu, nu-i bine să spun că nu văd stofa. Ei, ce spuneți? A întrebat un țesător. Foarte frumos! A răspuns fetnicul și și-a pus ochelarii ca să vadă mai bine. Niște culori minunate! am să spun împăratului că îmi place foarte mult. Ne pare bine, au zis țesătorii și au început să spuie ce culori sunt și ce fel de desen are stofa. Sfetnicul cel bătrân asculta cu luare aminte ca să spuie și el împăratului tot așa și chiar i-a și spus. Pe au cerut și mai mulți bani, și mai multă mătase, și fir de aur și mai mult decât până acum, dar le băgau pe toate în buzunarele lor. În războaie nu era niciun capăt de ață, dar ei lucrau ca și până acum la stativele goale. Peste câtva timp, împăratul a trimis un alt sfetnic, tot așa de vrednic, să vadă unde au ajuns cu țesutul și dacă mai este mult până gata stofa. Dar și lui s-a întâmplat ca și celuilalt. S-a uitat și iar s-a uitat, însă cum în stative nu era nimic, sigur că n-a putut să vadă nimic. Ce ziceți? Frumoasă stofă, nu?" l-au întrebat cei doi pehlivani și au arătat și au spus cum și ce fel era stofa care nu se vedea nicăieri. Prost nu sunt," se gândea sfetnicul. Atunci înseamnă că nu-s bun pentru slujba pe care o fac. Ar fi ciudat și asta, dar cum o fi, cum nu fi, nu trebuie să afle nimeni. Și a început și el să laude stofa pe care nu o vedea și să se minuneze de frumusețea culorilor și a desenului. E foarte frumoasă stofa, a spus el apoi împăratului. Tot orașul vorbea de stofa aceasta nemaipomenită împăratul s-a gândit să se ducă să o vadă și el cât mai era în stative. A luat cu dânsul tot oameni unul și unul, printre care și cei doi sfetnici care mai fuseseră și s-a dus la cei doi pehlivani care lucrau din răzputeri, dar fără niciun fir de ață în războiul de țesut. Ia uitați-vă ce frumoasă e, au spus cei doi sfetnici. Ce desen, ce culori minunate! Și arătau stativele goale, fiindcă credeau că toți ceilalți văd stofa și numai ei nu. – Ce să fie, oare? – se gândea împăratul. – Nu văd nimic. Cumplit lucru. – Ce? Ui fi cumva prost? Nu-s de împărat? – Da, într-adevăr, stofa e foarte frumoasă – a spus el cu tare e vrednică de toată lauda. Și împăratul tădea din cap mulțumit și se uita la stativele goale. Nu vroia să spună că nu vede nimic. Toți curtenii care erau cu dânsul se uitau și ei, dar nu vedeau nici ei nimic. Spuneau însă ca și împăratul, o, ce frumos! Și toți au sfătuit să se ce cu hainele făcute din stofa aceasta minunată la serbarea care tocmai trebuia să aibă loc peste câteva zile. Minunat, frumos, măreț, spuneau toți și se bucurau grozav. Împăratul a dat celor doi pehlivani câte o decorație ca să-și o atârne la piept și titlul de maestru țesător al curții imperiale. În noaptea din ajunul serbării, cei doi pehlivani nu s-au culcat au aprins 16 lămpi și lumea putea să-i vadă cum lucrau de zor să-i sprevească hainele împăratului. S-au făcut că iau stofa de pe stative, s-au făcut că o taie cu foarfecele, pe urmă au cusut cu ace fără și după aceea au spus, hainele sunt gata. Împăratul a venit cu sfetnicii. Pehlivanii au ridicat brațele în sus ca și cum ar fi ținut ceva în mână și au spus, poftim pantalonii, poftim haina, poftim mantia și așa mai departe. Hainele sunt ușoare ca pânza de păianjen, spuneau ei. Când le îmbraci, nici nu le simți, dar tocmai asta e frumusețea. Da, da, ziceau sfernicii, dar nu vedeau nimic, pentru că nu aveau ce să vadă. Dacă maestatea voastră vrea să se dezbrace, au spus pehlivanii, vă putem pune hainele cele noi chiar acum aici, în fața oglinzii. Împăratul s-a dezbrăcat și pehlivanii s-au prefăcut că-i pun hainele cele noi, care tocmai erau gata, și împăratul se întorcea și se sucea în fața oglinzii. Ce bine-i vin, ce frumoase sunt, ziceau toți cei care erau de față, ce stofă minunată! nici nu se poate ceva mai frumos. E gata afară baldachinul pentru maestatea voastră, a spus marele maestru de ceremonie al curții. Sunt gata și eu, a spus împăratul și s-a mai uitat odată în oglindă, fiindcă voia să creadă lumea că își vede hainele. Curtenii, care aveau dreptul să ducă trena mantiei, s-au aplecat au întins mâinile ca și cum ar fi ridicat ceva de jos, apoi au pornit, prefăcându-se că țin ceva în mâini. Nu îndrăzneau să spună că nu văd nimic. Împăratul mergea acum sub baldachin și toți oamenii de pe străzi și de la ferestre spuneau Ce minunate haine are împăratul! Ce trenă strașnică! Ce bine îi vin!" Niciunul nu voia să spună că nu vede nimic, fiindcă atunci lumea ar fi zis că nu-i priceput în slujbă sau că-i prost de dă în gropi. Nici o haină de a împăratului nu strânise atâta bucurie printre oameni. Împăratul e dezbrăcat, a spus deodată un copil. asta e vocea nevinovăției, a zis tatăl copilului și a spus în șoaptă și altora ce vorbise copilul. E dezbrăcat, a strigat tot poporul. Împăratul a auzit și i s-a părut și lui că poporul are dreptate, dar s-a gândit: Acum nu mai pot să dau înapoi, trebuie să o țin într-una așa cum am început. Și curtenii au mers înainte și au dus trena pe care nu vedea nimeni, fiindcă nu era nicio trena.